Unde fetele vrei? Rămân acasă? Fabrios, mă duc să nasc pe Ari. Rămâi acasă azi. Gata, vine Ari. O să nasc repede. Mami este eroina noastră. Gata, mami? Gata, azi mergem. M-am îmbrăcat direct în pijamale. Pentru că am lăsat-o pe Brisa sugă și am detonat și contracțiile. Hai. Să nu cumva să mi se declanșeze artificial. Bine, hai, repede. Gata. Nici nu e 7:30, ba da, e un 7:30. Unde fetele vei? Rămân acasă. Vă iubesc. Noi, la Roman. Repede să ajungem. A început nașterea, să zic așa. Să pup brioș. Hai. Pa, brioș, mă duc să nasc pe Ari. Rămâi acasă azi. Mulțumesc de ajutor. Gata, au început contracțiile. Puternice. Tati, deja sunt în travaliu, am contracții la 5 minute. Sper să ajungem la Roman. O să ajungem, doar că o să ajungem un pic grăbit. Doamne ajută. 7:37, hai să vedem la cât ajungem la Roman. V-am mai spus de ce am ales Romanul. Prietena mea este medic acolo, ea îmi supraveghează sarcina și merg să nasc cu ea și nasc natural, exact în ziua în care eram programată să îmi declanșeze nașterea prin metode medicamentoase, artificiale, să zic așa. Am găsit o soluție de a declanșa-o natural, am lăsat-o pe Brisa sugă. Știți că eu nu am întrerupt alăptarea de peste 12 ani. Fiecare copil a supt peste sarcina cu următorul. Și Briana a supt sarcina asta, dar nu o lăsam să sugă foarte mult, tocmai că de fiecare dată când sugeam, dădea contracții. Acum am zis ce-o fi, o fi, decât medicamentos, mai bine așa natural. Am lăsat-o să sugă dimineața asta mai bine de un sfert de oră și s-au declanșat contracțiile. S-au rupt membranele, nu de tot, dar oricum. Gata, vine Ari! Contracțiile sunt din 5-5 minute. Mami acum e pe contracție. Mai rupit și trece, deja durează mai mult de un minut fiecare contracție. Oh my god! Am ajuns în Roma și mai am cuvinte. Adică urmează o contracție. Sper să nu las de la asta. Mai am 5 minute. Uite, scrie Hotel Roman acolo. Intrăm acum. Mami. Doctor în față. E cu noi. E cu noi. O să naști repede. Aici e serviciul de primiri urgențe de la Roman. Tati, mergi cu mine? Hai, îți las mașina așa? Eu știu. O să vedem unde e doamna doctor. Mami a intrat direct în sala de nașteri, eu cu bagajul și sperăm să avem vești bune în curând. Gata, am lăsat bagajul, mami e bine, încă nu a născut, mai durează. Așa că revenim la ora 14, când e programul de vizită, poate până atunci naște și o să vin cu fete cu tot. Acum mă duc la ele acasă. Mami aici este pe mâini bune și ne rugăm la Dumnezeu să fie totul bine. Așa e sala de naștere. Mulțumesc tuturor! Am reușit! Perfecta! Și gata, am născut. Acum sunt în sala de recuperare. Aici mă așteaptă și un pachetel, uite. Deși ce-mi doresc acum este o cafea, pentru că nu am băut în dimineața asta. Îmbrățară. Cu ora nașterii și data. Și aici numărul pătuțului copilului. Da. Aici e mogramul meu. Și sper să fiu bine. Luăm micul dejun. Mami a născut o fetiță sănătoasă. E bine. O să vă povestească ea. Și o să vă punem câteva cadre de acolo. Adică aveți să o vedem pe mama? O vedem, da. Hai, mâncăm și mergem după mami. Și după Ariana. Te putem să luăm în brațe. Vedem dacă avem voie, nu știm sigur. Și o să vedeți și voi odată cu noi, rămâneți aproape. Nu știu dacă am vrea să mă dau jos să vă fac următorul, dar oricum camera e simplă,
Am primit o cafea. Foarte bună, nu am făcut de dimineață nimic. E încă dimineață. Și haideți să vă arăt ce conține pachetul de la spital de aici. Când am intrat în această încăpere, mă aștepta micul dejun pe măsuță. O caserolă cu lapte. O să-mi pun în cafea din ea. Pâinică. Și să vedem ce avem aici în caserola aceasta. Chiar mic dejun. Grânzică, unt, miere și mușchiuleț. Chiar arată bine. Pastramă de porc. Bun. Nu pare sărac micul dejun. Am auzit la știri că... Așa, mă cred că a venit să scoată bravo. Gata, dragulă. Tocmai am auzit la televizor că meniul pentru spital pe întreaga zi este în valoare de 22 de lei. Se descurcă bine dacă micul dejun e așa. Sunt gata de transfer la salon. Aici e rezerva. Aștept să fie pregătită. Și să mă cazez în ea pentru următoarele 4 zile, pentru că până sâmbătă sigur nu-mi dă drumul. Acum este miercuri, pe la prânz. Gata, am primit de peluse mea frumoase. E bună, Ari. Nu pot să cred ce mică e și scumpă. Și e perfect. Vivi, faci vaccin? Îți place așa să o vezi cum plânge? Da, chiar așa îl vezi. Nu. Am lăsat un pic jos pe Ari. Ce scrie aici? Ionescu numărul 16, auziți. Așa, are 3000 de grame și mi-au spus că are 51 de centimetri. Aici au trecut 50, s-au răzgândit. Așa, și am născut-o la ora 9.30. Cred că au pus 50 ca toate să fie rotunde. 3000, 9.30, 50. Data de 15 a doua. Și mami, care are 39 de ani, face 40 anul ăsta. Eu sunt, iar aceasta este priveliște. De aici. Am pornit către mami, care este în telefon. Salut, mami! Salut! Cum ești? Bine, o alăptez pe Ari. Ne arăți și nouă cum o alăptezi? Hai să vedem. Hai. Ești pe video? Uite așa, Suzi. Vă pupăm! Venim acum la voi! Vă aștept! Hai! Luăm prăjiturele. Aici pentru mami. Și aici? Limbi de pisică? Hai sus. Nu-ți place? În centuri. Să mergem să găsim și două buchete de flori. Pentru cine două? Ce flori să luăm noi? Să luăm noi, mami. Astea sunt florile preferate ale lui mami. Îi luăm? Să găsim mai multe și diferite. Iubit doarme, am mâncat bine și acum doarme. Iar mie mi-au adus de mâncare. Aici e ciorbă. Ia tu. Iar aici pe un doi. Ceva musaca. Și pe mica. Numai că nu am tacămuri. L-aștept pe tati să-mi aducă tacămuri. Și sigur tati o să-mi aducă și mâncare de acasă. Frezi. Și la lele iei tu, Teva. Cubri. Hai. La galbene. Uite, alea mou. Uite astea. Wow! Chiar Mara vrea trandafiri. Și vrei un trandafir? Am luat buchetele de flori și mergem rapid, în limită legală, către mami și Ariana. Al doilea nume îl veți afla zilele următoare, când vom pune acele videoclipuri, sketch, și la final vă vom spune numele complet. Voi l-ați ales. Iar noi am fost de acord. Și când îi vom face petrecerea lui mami, o să scriem și atunci numele. Vreți să-i facem petrecere? Da! Să-i facem petrecere lui mami când vine acasă? Îi punem acolo în fragerie pătuță de alea ce-i trebuie. Noi trebuie să-i cumpărăm. N-am luat pătuți, n-avem cărucior. Ce am avut, noi am dat. N-am păstrat nimic. Și ca atare, luăm altele. Am ajuns. Avem program de vizită, dar cu toate astea, mami va coborî pe holurile spitalului. Așa am înțeles, nu putem urca în camera la ea. Deci... Furorii. Briana a dormit. Eu voiam să o văd. Trebuie să avem răbdare. Am văzut-o cu toții în poze. Și eventual, dacă mami va filma ceva, o vom vedea cu toții. Am intrat în spital
Și urmează să ne întâlnim doar cu mami. Fiecare câte o floare. Te uiți atât ce floare e acolo. La la! Mara? Trandafir roz. Briana? Trandafir roz. Aha. 5? Câte persoane? 4. Hai, închide. Suntem oare prea gri? Nu, 320 de kilograme. N-avem noi 300 de kilograme. Pentru tine, mami. Mulțumesc. Și felicitări. Mulțumesc. Salut! Salut! Hai, pe rând, pe la mare, mami. Hai, fiecare. Bună! Uite-ți fără dinți. Gata. Fără dinți. Și asta e pătrica noastră. Da. Sia. Ce gri. Nu, nu, nu. Mergem, îi luăm ceva lui mami de mâncare și revenim. Da. Nu. Și nu de mâncare, că și un suc, n-am suc. Eu rămân cu mama, eu rămân cu mama. Nu, vii cu tati, hai, gelozie. O împăși așa și zic că-i bebeluș și iau cu mine. Aha. Tati mi-a ajutat cămurile și pot mânca. Nu sunt ciorbiță. Poftă bună. Iar acum merg fetele să-i luăm mamei ceva de mâncare. Și mie. Întâi pentru fete. Da. Asta pentru Bri. Briana, pizza? Gata și mâncarea pentru mami. Ce vreau la cină. Trebuie să mă aduc cu mâncare de la mami. Dar până atunci să vedem cine am adus aici. Bine, iarăși. Un iaurt. Aici ce-o fi? Ce e asta? O zeamă. E să o gustăm. Cred că e ceai. Și să vedem în caserola mea. Pirei și ficățel. Ficățel? Adică și carton. Mâncarea asta nu are sare, nu e condimentată, dar asta e. Mi-a aduce tata o ciorbă. Și cacel lemon. Adică, trebuie să mergem repede pentru că avem program de vizită până la ora 6 seara. Hai! Bribuța? Tiemuța? Măruța! Măruța! Și în curând, familie extinsă acasă. Acasă la noi. Dai tu lui mami? Da. La mami nu l-a dat pe trandafir. Serios? Da. Și cola de aici? Mulțumesc. Crezi bă. Asta e acolo. Asta unde e? În pătuți. Mama, dar bubica oare poate mă ajută la învățarea biologie? Te ajută, te ajută și tata. Noi o să plecăm acasă în scurt timp. Mami rămâne și Ariana rămâne. Să dorm numai tu. Exact cum să dorm. Ce-i bucă? Ia, stai încă. Mai sunată? Da. Încă-i forță tare. Tati, ai grijă de fete să aștepti cu ele și mâine le aduci la școală, da? Da. Astăzi au castelul, pentru că tata fuge repede cu mami la maternitate și n-am venit să le ducă la școală. Să plecăm cu școală, eu cu... Era îmbrăcată tot. Mami, cu? Mulțumesc. Ne vedem mâine dimineață. Ne vedem mâine dimineață. Dacă vii mâine dimineață. Deci, o să-i bine, să mă dăptăm, eu mai vedem. Iar noi să mergem la teme. Teme, învățam să așa mai departe. Mami se poate odihni fără teme. Mami fără teme. O noapte fără teme. Prima noapte fără teme. Ușile s-au închis. Drumul către casă ne așteaptă. A fost o zi super. Mami se simte bine, Ariana bine, fetele mai puțin bine. Am ajuns acasă. A curs pisos. Avem mâncarea. Hai,
Faci cu mâncarea? Vin eu cu fetele, care dorm, bineînțeles. Măruța, are de învățat? La ce e de învățat, mami? Biologie. Și vrea să vă întrebe ceva. Până vine mami acasă, trebuie să-i facem o petrecere de bun venit. Și până vine mami acasă, noi trebuie să gândim acea petrecere. Așa că vă rugăm pe voi, scrieți-ne idei în comentarii de ce am putea pune la petrecere. Cum am putea organiza o petrecere? Să o facem acasă, în familie? Cred că așa ar fi cel mai indicat. O să fie o perioadă în care Ariana o să trebuiască să fie ferită de expunere. Numai că noi mergem la școală, deci e același lucru. Da, din păcate, dar ne străduim noi să fim bine. Să putem prima lună să mergem la școală. Nu se poate întâmpla asta. Din păcate. Mulțumim pentru mesajele frumoase și pentru încurajări. Mami este bine, Ariana este bine, cu toate că ceea ce a fost mai greu a trecut, dar mami trebuie să fie atentă toată perioada asta, de acum înainte, până o să fim noi siguri că vor fi bine. Mami este eroina noastră. Ne-a adus pe lume cea de-a patra fetiță și nu trebuie decât să-i mulțumim din suflet. Abia aștept să le avem acasă, pe amândouă. Mulțumim încă o dată că ne-ați vizionat și așteptăm ideile voastre de cum am putea noi să o surprindem plăcut pe mami în momentul în care va ajunge acasă cu Ariana. Mi-a zis de când era însărcinată, că să-l rogi pe tati să-mi facă petrecere, că niciodată nu mi-a făcut. Așa este, Mar. Dar poate de data asta o să-i facem. Vedem. Nașterea propriu-zisă a fost filmată, dar din păcate nu o să vă putem împărtăși. E ceva personal, intim. Va rămâne amintirea noastră pe care o să o putem vedea doar noi. Dar nu cred că asta e o problemă. Dacă noi suntem zilnic în viețile voastre și venim cu lucruri plăcute, pozitive, eu cred că e un plus. Sperăm să aveți ce învăța de la noi și să ne menținem așa constant în postări. Până data viitoare, dați un mare like și aveți vloguri, sketch-uri, challenge-uri pe care le puteți viziona în continuare. Fiecare colț al ecranului, așa că noi vă spunem la revedere și v-am pupat! Fetele mici dorm. Vedem noi cum facem cu temele. Trebuie să trezim pe teme ca să facă teme. E de vreme, e undeva la 7 și ceva. Da. Like. Pa!